Încă de dimineață, pedeliștii sălăjeni au ieșit în număr mare pentru a-și alege candidatul care să-i reprezinte la alegerile prezidențiale de anul viitor. La secția din Șimleu, Silvaniei, primii pedeliști care au ieșit la vot au fost cei din mediul rural, care, după ce și-au ales candidatul, și-au văzut de treburile gospodărești, fiind o zi prielnică pentru acest lucru. Atât la Șimleu cât și la Zalău, alegerile s-au desfășurat în cele mai bune condiții și nu au fost probleme. La ora 15 a fost o prezență la vot de aproximativ 64%. Alegerile au început la ora 9 dimineața și s-au încheiat la ora 17, când buletinele de vot au fost aduse la Zalău pentru centralizare, rezultatul fiind decisiv în favoarea lui Cătălin Predoiu, care a câștigat scrutinul județean cu 85% din sufragii. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu candidatul ales pentru prezidențiale de către pedeliștii sălăjeni? Eu sper din tot sufletul că opinia celor 1302 pedeliști sălăjeni prezenți azi la urne, în vederea desemnării candidatului PDL la alegerile prezidențiale, să coincidă cu opinia majorității sălăjenilor anul viitor. Este extrem de important. Sigur, este important și ce au ales cei 1300 de sălăjeni pedeliști care s-au prezentat azi la urne, și anume 85% dintre cei prezenți și-au exprimat opțiunea pentru Cătălin Predoiu. Este extrem de important, un scor important pentru Cătălin Predoiu în Sălaj, dar foarte important ca domnia sa să reușească să convingă majoritatea românilor, majoritatea sălăjenilor anul viitor. Fie că sunt cu viziuni de dreapta, fie că sunt cu viziuni de stânga. Deci, sigur, dreapta va da candidatul cu cele mai mari șanse la președinția României anul viitor, dar acest candidat are obligația să convingă majoritatea românilor să-l susțină. Ce șanse credeți dumneavoastră că va avea anul viitor domnul Predoiu? După această competiție internă, la finalul acestei competiții interne, un vot de asemenea anvergură, de peste 80% la nivel național, sigur că îi crește foarte mult potențialul, mai întâi în interiorul partidului și sigur și în afara partidului. Ok, în momentul în care în partid ai o asemenea susținere și cei din exterior care sunt nehotărâți în primul rând, pot lua o decizie. Șansele lui depind după această competiție în cea mai mare măsură de el. De ceea ce va face în guvernul alternativă, în calitatea de candidat și în calitatea de prim vicepreședinte al partidului. De el depinde cel mai mult cum va fi evaluat de către români în primăvara anului viitor. Și sigur, în al doilea rând, de partid. De scorul pe care îl va obține partidul la europarlamentare. Dacă partidul va reuși să-și atingă obiectivul, și anume să obțină peste 20% la alegerile europarlamentare, candidatul Predoiu cu un vehicul politic PDL peste 20% are șanse, într-adevăr, să meargă în turul 2 și să câștige președinția României. Faptul că pedelistul Cătălin Predoiu are origini în județul Sălaj a constituit un motiv în plus pentru pedeliștii sălăjeni ca să-l voteze. La Șimleu, Silvaniei, Cătălin Predoiu a obținut cel mai mare procent.